Astăzi, biserica cinstește soborul Sfinților Mihail și Gavril și toate cetele îngerești care nu s-au despărțit de Dumnezeu. În calendarul bisericii noastre, sărbătoarea din 8 noiembrie este intitulată Pomenirea Sfinților Arhanghel Mihail și Gavril și a tuturor cereștilor netrupeștilor puteri. Sub denumirea de puteri sau îngeri este cuprins tot cerul. Este cuprinsă toată lumea nevăzută. Fiind o mare sărbătoare, tradițiile și obiceiurile nu lipsesc. În dimineața zilei de 8 noiembrie, creștinii merg la biserică, la slujbă și aprind lumânări, atât pentru oamenii în viață, cât și pentru cei care au trecut la cele veșnice. La această sărbătoare cinstim pe Sfinții Arhangheli, Mihail și Gavril, deci din penultima ceată, pentru că acești doi arhangheli au fost folosiți de Dumnezeu ca mesageri ai cerului către oameni, către pământ. Tot de ziua Sfinților Mihail și Gavril, oamenii dau de pomană pentru sufletele celor adormiți. Potrivit credinței populare, în această zi de sărbătoare a Sfinților Arhanghel Mihail și Gavril, oamenii nu au voie să lucreze pentru că altfel se vor chinui înainte de moarte. Pentru că vremea e aproape întotdeauna frumoasă în această zi, în tradiția populară, 8 noiembrie a primit numele de Vara Arhanghelilor. Bătrânii de la sate spun că de acum și până la Crăciun vor mai fi 2 sau 4 zile călduroase. Acestea sunt numite Vara Iernii. În calendarul popular, soborul Sfinților Mihail și Gavril se serbează 3 zile la rând, pe 8, 9 și 10 noiembrie. Prima zi se numește capul Arhanghelului, a doua zi mijlocul Arhanghelului, iar a treia zi coada Arhanghelului. În România, peste 1.400.000 de români își sărbătoresc astăzi onomastica.